Omul de afaceri, Georgica Cornu, a fost săltat de polițiști și a fost dus la audieri într-un dosar de mega evaziune fiscală în care anchetatorii au făcut 61 de percheziții, atât în București cât și în 10 județe ale țării, inclusiv județul Mehedinți. 61 de percheziții au avut loc încă de dimineață la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, peste 100 de persoane nu ar mai fi plătit taxele la statul român și ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive. În valoare totală, prejudiciul este de peste 22 de milioane de euro. Vizate sunt 88 de societăți comerciale, iar prejudiciul în acest caz este de alte 9 milioane de euro. În urma perchezițiilor, 49 de persoane au fost duse la audieri, în frunte cu așa zisul prinț al Banatului, Georgica Cornu, cel care se afla în spatele firmelor Izometal sau Confortesa. Suspecții sunt bănuiți că au dispus înregistrarea în contabilitate mai multor facturi fictive, fiscale, emise în baza unor operații comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziție de materiale de construcții, piese auto, în valoare totală de aproximativ 22 de milioane de euro, pentru care au dedus ilegal TVA-ul și au creat un prejudiciu de aproximativ 9 milioane de euro. Prin aceste operațiuni fictive s-a prejudiciat bugetul de stat, ulterior, prin intermediul societăților comerciale, ce în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea, să spunem așa, acestor valori prin conturi bancare ale societăților. Astfel ar fi diminuat proveniența și circulația banilor. Pentru ce v-au luat? Pentru ce v-au luat? Ce v-au spus? Ce pe care aveți în dosar? Ați făcut o evaziune de 9 milioane de euro, e adevărat? Ați luat facturi false de astea aia? Ați făcut afaceri cu lumii dintre telefonul. Nu mai puțin telefon. Buletinul la mine și telefon. Domnul Cornu, vă simțiți vinovat?